Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim de la Evanghelia după Luca, capitolul 13, capitolul 24, scuze, de la versetul 13 la 35. Evanghelia după Luca 24, la versetul 13 la 35. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. Unii dintre cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul toate aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă înainte. Dar ei au săruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când și de la masă cu ei a luat pâinea, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați la un loc, cu ei la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule. Tatăl nostru, venim înaintea Ta din nou în această dimineață să Te rugăm să fii cu noi în această lucrare, Doamne, de predicare și mă rog ca Tu să vorbești prin cuvântul Tău, Doamne. Mă rog ca Tu să ne deschizi cuvântul Tău și să îl faci cunoscut, Doamne. Mă rog ca Tu să dai putere în slăbiciunea noastră umană, să treci dincolo de tehnica aceasta, Doamne, care nu ne ajută foarte tare să fim concentrați, de aceea mă rog ca Tu să ne ajut să suplinești ceea ce lipsește nouă în momentele acestea, Doamne, și să faci ca cuvântul Tău să ne vorbească și să plecăm zidiți și știind că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Există o înclinație foarte naturală nouă oamenilor, atât de naturală încât nu ne putem abține nici când vine vorba despre Dumnezeu. Suntem foarte predispuși să-i atribuim lui Dumnezeu și lui Iisus agenda proprie a noastră. Și dați-mi voie să spun că nu vom putea niciodată să-L cunoaștem cu adevărat pe Iisus dacă
vom veni cu setul nostru de atribuțiuni pe care Iisus ar trebui să le facă. Sau Dumnezeu ar trebui să le facă. Și textul ăsta ne învață că noi ar trebui să învățăm cine este Iisus, nu de la noi, nu de la mintea noastră, ci de la Iisus însuși. Și vedem în acest text două abordări contrastante așa. Cine este Iisus? Două abordări contrastante la întrebarea cine este cu adevărat Iisus. Acel Iisus al așteptărilor omului natural sau acel Iisus definit de însuși Iisus? Și răspunsul este evident. Noi trebuie să acceptăm cine este Iisus definit de însuși Iisus pe baza Scripturilor. Și cred că acest text funcționează ca un fel de model, ca un fel de exemplu pentru toate generațiile. Pentru că oamenii, cum am spus, suntem predispuși să-i dăm noi fișa apostolului lui Dumnezeu și să nu ne predăm noi pe noi înșine a ceea ce Dumnezeu este și ni s-a descoperit că este în Scripturi și potrivit cu propria sa revelație despre sine. Cred că asta este ispita oamenilor de-a lungul timpului. Și când s-au apropiat de adevăratul Dumnezeu, și atunci au fost predispuși să-i atribuie lui Dumnezeu tot felul de lucruri și gânduri care, de fapt, sunt străine de descoperirea lui Dumnezeu cu privire la sine. Și de aceea ispita asta rămâne o ispită și pentru noi care suntem creștini. Să fim transformați, dar nu suficient în transformați să acceptăm această revelație totală a lui Dumnezeu despre sine. De aceea vreau să privim la cele două tipare care sunt prezentate aici în opoziție. Și anume, Iisus în lumina omului natural și Iisus în lumina omului care este învățat de Iisus. Iisus în lumina omului natural, aș vrea să privim la primul aspect. Vedeți ce se întâmplă aici ucenicilor, se întâmplă cu noi toți până la urmă și cu mai ales cu oamenii neconvertiți. Ucenicii erau sigur ucenici, erau credincioși, dar nu erau suficient de transformați ca să înțeleagă tot ceea ce este identitatea lui Iisus. Și pe de o parte, omul natural adeseori vorbește despre Iisus, dar o face într-un mod natural. Deci omul natural adeseori vorbește despre Iisus, dar o face într-un mod natural. Și vedem versetele 13 la 15 acest lucru. Și vedem în aceste versete că ei mergeau dinspre Ierusalim, înspre Emaus și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Mai mult spune versetul 15, pe când ei vorbeau și se întrebau. Deci se repetă această idee că cei doi ucenici vorbeau despre ce se întâmplase și ce se întâmplase cu privire la învierea lui Hristos. Asta găsim în versetele precedente. Femeile merg la mormânt și găsesc mormântul gol și vin înapoi și spun celorlalți ucenici. Și despre asta vorbeau ei, despre moartea lui Hristos pe cruce și despre uimirea care s-a petrecut în mintea lor și în viața lor, găsind sau auzind, de fapt, reconstituirea femeilor acelora care s-au dus la mormânt și au găsit mormântul gol. Vorbeau despre Iisus. Și nu e nimic neobișnuit să auzim în zilele noastre și mai ales în zilele astea de Paște să auzim oameni vorbind despre Iisus. Sunt filme difuzate cu Iisus, sunt emisiuni religioase, culturale, foarte multe articole am văzut în ziar despre Iisus, despre legat de Paște, de așa mai departe. Și nu e nimic neobișnuit lucrul acesta. Oamenii totdeauna au vorbit despre Iisus. Chiar de atunci, tot Ierusalimul vorbea despre Iisus. Dar dacă cineva vorbește despre Iisus, nu înseamnă că vorbește și cum trebuie despre Iisus. Sau că vorbește despre adevăratul Iisus. Oamenii natural vorbesc despre Iisus, dar vorbesc într-un mod natural. Și
Și astăzi, în momentele acestea ale sărbătorii Paștelui, oamenii vorbesc mult despre Iisus, dar, din nefericire, vorbesc într-un mod natural, într-un mod al omului natural, al omului care nu este transformat și care n-a înțeles cu adevărat cine este în mod real Iisus Hristos. Nu este un semn de spiritualitate neapărat că cineva vorbește de Iisus, pentru că Iisus este faimos. Dacă Iisus este așa de faimos, este normal să vorbești despre o persoană faimoasă. Iisus este faimos de la răsărit la apus și de la miază noapte la miază zi. Omul natural vorbește așadar despre Iisus. Dar pe de altă parte, omul natural are ochii împiedicați să-L cunoască pe Iisus cel înviat. Spune versetul 16 că s-a înfățișat Iisus, s-a apropiat de ei și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască, spune textul. Și la ce se referă, la această împiedicare? Se referă la faptul că ucenicilor le lipsea o înțelegere cu privire la adevărata identitate a lui Iisus. Și asta vedem pe tot parcursul evangheliilor sinoptice, mai ales celor trei, Evanghelia după Matei, Marcu și Luca. Această întrebare, cine este Iisus, este cea mai importantă întrebare care apare în aceste evanghelii. Și Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici, cine credeți voi că sunt eu? Cine crede lumea că sunt eu? Și ucenicii aveau împiedicați ochii acestea și este într-adevăr o exprimare, dacă vreți, este literală, este istorică, dar e mai mult decât istoric aici. Prezintă o realitate care e transpare, care merge dincolo de generația aceea și se întâmplă și o vedem chiar și astăzi. Oamenii au ochii împietriți, au ochii închiși cu privire la adevărata identitate a lui Iisus. Și acest lucru nu este o chestiune secundară, este fundamentală, pentru că este legată de mântuirea noastră a fiecăruia. Dacă noi nu pricepem cine este Iisus Hristos, cu adevărat să pricepem, nu avem viață veșnică. Viața veșnică este legată de această cunoaștere reală, autentică asupra lui Iisus. Pavel zicea, chiar de dimineață citeam, le zicea atât de cu durere în suflet, dacă vă predică alții un alt Iisus, repede îi primiți, spune. Pentru că există alți Iisuși, există tot felul de identități ale lui Iisus care se propagă în lumea aceasta și care sunt la modă, nu? Iisusul tradiției, Iisusul bisericii, poate, Iisusul lui X și lui Y, părerile și concepțiile oamenilor despre Iisus. Dar acest Iisus, sau acești Iisuși, nu sunt Iisusul biblic, Iisusul care mântuiește cu adevărat dacă ne încredem în El. Dar dăm voie să spun că în viața aceasta, oamenii se întâlnesc cu Iisusul cel adevărat și au loc întâlniri din acestea, de gradul zero cu Iisus cel înviat. Și să nu ne închipuim neapărat că aceste întâlniri trebuie să fie de tipul fizice, Iisus să se arate fizic. Iisus astăzi, să știți că trăiește prin biserica sa și se manifestă prin biserica sa în lume. Noi suntem trupul Lui, adică El se manifestă prin noi, prin biserică și ori de câte ori oamenii se întâlnesc cu, dacă vreți, întruparea Lui în biserică, ei se întâlnesc cu Iisus cel înviat. De asta, când oamenii primesc un tractat biblic pe stradă, când oamenii aud propovăduirea Lui Iisus Hristos din partea ucenicilor autentici ai Lui, sau când deschid Biblia aceea prăfuită, oamenii se întâlnesc cu Iisus. Și cu toate astea, deși citesc acolo lucruri reale, așa cum acești ucenici l-au văzut pe Iisus lângă ei, ochii lor sunt împietriți, ochii lor sunt ca niște solzi. Au puși pe ochi și nu văd și nu înțeleg și nu-L pot recunoaște pe adevăratul Iisus.
De ce? Fiindcă, pe de altă parte, pentru omul natural, Iisus cel înviat este un străin și un venetic. Este un străin pentru omul natural, Iisus cel înviat. Uitați-vă în versetele 17 la 18. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? S-au oprit uitându-se triști? Drept răspuns, unul dintre ei, Cleopa, le-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim. Dar nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Ce străin ni se părea și nouă Iisus? Ce lipsit de sens era mesajul lui? Ori de câte ori Iisus cel înviat intra în contact cu noi și intră în contact cu omul natural, omul lumii acesteia, de fiecare dată este văzut ca un străin. Ce straniu este faptul că omul natural poate chiar intra în dialog cu Iisus prin toate situațiile astea pe care le-am descris, nu? Când citește Biblia, când se întâlnește cu un ucenic autentic, când aude propovăduirea. Și totuși în fața unui astfel de Iisus, care este autentic, predicare autentică, el este, totuși stă parcă în fața unui oarecare, în fața unui venetic, unui străin. Și mai mult, efectul unei astfel de interacțiune a omului natural cu Iisus și uneori și a noastră, fraților, pentru că și noi uneori citim Biblia și parcă nu citim nimic, parcă nu înțelegem nimic de acolo. Plecăm și suntem la fel. Iisus ne-a vorbit, Iisus a intrat în interacțiune cu noi și noi plecăm de acolo ca și cum nu ne-ar fi vorbit nimeni. Inclusiv predicarea, inclusiv când auzim cuvântul, ne-am obișnuit așa tare cu predicarea încât nu mai înțelegem că e de fapt un Iisus chiar, Iisus cel înviat vrea să intre în contact cu noi prin predicarea cuvântului, dacă ea este o predicare reală și autentică și bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și pierdem din vedere aceasta și plecăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca și cum am fi întâlnit cu un străin. Mai mult, contactul acesta cu Iisus prin intermediul bisericii sale spune textul că produce numai tristețe. Nu? Când Iisus i-a întrebat pe cei doi ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi, ei s-au oprit uitându-se triști, spune. Și vă amintiți de o persoană care după contactul cu Iisus a plecat la fel trist, întristat, pentru că avea prea multe bogății, spune. Și suntem atât de întristați uneori și când Iisus cel înviat intră în contact cu noi prin cuvântul Său. Pentru că de multe ori suntem preocupați de lucrurile astea ale lumii. Suntem lumești în gândirea noastră și privim lumea dintr-o perspectivă lumească și nu privim lumea din perspectiva lui Dumnezeu. Și aia întristarea ne penetrează. E uimitor atunci când inima noastră este aplecată față de lucrurile lumii, că se întâmplă ceva la nivelul inimii. Nu mai ne place cuvântul lui Dumnezeu, parcă așa de mult. Nu mai suntem atrași de Hristos așa de mult. De ce? Pentru că pentru omul natural, pentru omul care privește din perspectiva lumii acesteia și Scriptura și pe Hristos, nu poate. Iisus este un străin. Este un străin și va continua să rămână un străin. Poate este un străin și pentru tine acum. Poate sărbătorile astea te-au prins așa nepregătit, să spunem, spiritual și ai trecut prin ele și nu simți decât o înstrăinare poate prea mai mare și mai mare de Hristos. Și ar trebui să ne întrebăm de ce. Și cred că răspunsul îl găsim în următorul subpunct. Motivul întristării și motivul înstrăinării de Iisus este următorul, pentru că omul natural vede pe Iisus Hristos într-o cheie naturală sau naturalistă. Versetele 19 la 24. De asta este el întristat, de asta e Hristos ca un străin pentru el, pentru că el îl vede ca oamenii lumii acesteia. Și în versetele 19 la 24, Cleopa îi răspunde lui Hristos, cel înviat, străinul de lângă ei,
ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acelea. Practic îi explică lui Iisus ce s-a întâmplat cu Iisus. Și ce explicație îi dă el? O explicație foarte naturalistă. Și nu mai citesc din nou versetele, dar punctez doar câteva lucruri aici despre interpretarea acestor oameni cu privire la Iisus. Și acești doi oameni îl caracterizau pe Iisus în termeni foarte naturali, foarte umani, foarte de aici, de jos, foarte din lumea, din sfera asta, de sub soare. Spuneau că e un proroc puternic, da, s-a arătat ca un proroc puternic și totuși era proroc, nu era nimic mai mult decât atât pentru ei, cel puțin. Apoi, au descris oamenii aceștia și faptul că Iisus a fost luat de mari preoți, trădat și așa mai departe, dar la moarte osândit și răstignit. Apoi spune ceva despre ei, despre credința lor, că trăgeau nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Cu alte cuvinte, trăgeau nădejde că El este acela care va izbăvi. De ce? De romani, că despre ei era vorba. Din ce să izbăvească pe Israel? De romani. Și povestește Cleopa și despre faptul că unele dintre ucenicile Domnului Iisus au spus că El este viu. Nu i-au găsit trupul, ba chiar și cei care s-au dus la mormânt au găsit că era mormântul gol. Ce vedeau oamenii aceștia? Vedeau lucrurile corect, aveau datele corecte, dar interpretarea lor era extrem de proastă. De ce? Pentru că era interpretarea omului natural asupra evenimentelor care se întâmplaseră atunci. Erau interpretarea omului cu solzi spiritual pe ochi. Ucenicilor le lipsea categoria mentală a unui Hristos, a unui Mesia răstignit, suferind, mort și înviat. Ca și cultura iudaică din care făceau parte, erau influențați de acele teorii ale lui Mesia care trebuia să cucerească, să fie puternic, să făurească dreptate, să îi elibereze. Și evenimentele la care asistaseră, pur și simplu, da, le înțelegeau așa mental, le înțelegeau factual, dar nu aveau niciun sens pentru ei. Era ca un vacuum în mintea lor și nu puteau să-și explice nimic din ceea ce se întâmplase în momentele acelea. Dați-mi voi să spun că omul neiluminat poate primi toate datele corecte despre Iisus și totuși să nu înțeleagă cine este cu adevărat Iisus. Omul natural poate privi chiar la învierea lui Hristos și să nu o creadă. Nu este atât de clar în vremea noastră. Oamenii vorbesc despre Hristos a înviat, se salută cu acest lucru, ce salut, dar câți dintre ei cu adevărat cred că Hristos a înviat, așa cum spune Scriptura că a înviat? Cred că sunt extrem de puțini aceștia. Și de ce unii dintre noi am stăruit în ceață spirituală evidentă cu privire la Iisus ani și ani de zile și uneori suntem și acum într-o astfel de ceață? Pentru că îl vedem pe Iisus în această cheie naturalistă a omului de sub soare. Poate zicem că e un om proeminent, nu? Oamenii zic că e un om proeminent, că e un om extraordinar Iisus, dar totuși îl numesc om pe Iisus. Mai mult, pot să privesc la Iisus și ca la Dumnezeu și totuși să ratăm ținta, să ratăm cine este El cu adevărat. Cum? Cum putem să facem asta? Dacă nu îl interpretăm pe Iisus în lumina Scripturilor inspirate. Și aici este cheia, frații mei. Și versetul 25 spune, în momentul în care Iisus intervine în discuția acestor, sau în monologul lui Cleopa: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii cu privire la Iisus. Când dăm crezare mai degrabă tradiției, mai degrabă istoriei, mai degrabă, nu știu, interpretărilor oamenilor cu privire la Iisus, și uneori tradiția ne spune că Iisus este Dumnezeu, dar nu ne duce la inima problemei sau la inima
a ceea ce este Iisus. Și inima, modul în care noi putem să-L înțelegem pe Iisus în mod corect. Și această inimă este Scriptura, frații mei. Această grilă de interpretare nu poate să fie nici istoria, nici tradiția și nici confesiunea noastră și nici etică, spuneți voi ce vreți, gândirea noastră proprie. Trebuie să fie Scriptura aceasta. Trebuie să fie Scriptura, grila de interpretare a lui Iisus. Altfel, nu îl cunoaștem pe Iisus și nu vom putea să-l cunoaștem cu adevărat pe Iisus. Și există aici, sigur, o chestiune. Cu cât suntem mai depărtați de Scriptură, cu atât viziunea noastră cu privire la Iisus cel înviat este mai mică și mai incorrectă, mai puțin focalizată. De aceea noi trebuie să fim oameni ai Scripturii. Și aici intrăm, cu cât suntem oameni ai Scripturii mai mult, cu atât contactul nostru cu Iisus cel înviat este din ce în ce mai clar, din ce în ce mai focalizat, din ce în ce mai potrivit. Inima noastră, să știți, va rămâne greoaie și nepricepută până nu ne vom ancora credința în ceea ce au spus prorocii. Și ce au spus prorocii este înregistrat în această carte, Sfântă Biblia. Și din nefericire și noi, evanghelicii, se vede asta în ultima perioadă. Suntem din ce în ce mai necunoscători ai Bibliei, prețuim din ce în ce mai mult, mai puțin Biblia. Nu ne plac discursurile lacrimogene, ilustrațiile mult povestioarele și trebuie să recunoaștem că toți ne plac lucrurile astea și nici eu nu mă exclud de aici, dar e un păcat să știți faptul că nu prețuim mai mult Biblia decât ar trebui și asta ne face să avem o inimă grea, o inimă care e, dacă nu, împietrită total, parțial împietrită. No? Și Domnul Iisus i-a acuzat uneori pe ucenici că și voi aveți inima împietrită. Și ucenicii pot avea inima împietrită. Și noi putem avea inima cel puțin parțial împietrită. Și nu îl vom cunoaște cu adevărat pe acest Iisus cel mort și înviat dacă nu ne vom întoarce cu adevărat la Scripturi. Aceea al doilea lucru pe care ar vrea să-l vedem în această dimineață este Iisus în lumina omului învățat de Iisus. Iisus în lumina omului învățat de Iisus. Ce se întâmplă aici? Cum am spus, intervine Iisus. Și atunci le-a zis, spune Iisus, că în momentul când intervine Iisus, atunci se schimbă problema. Și Iisus intervine și mustrează și corectează. Îi mustră și corectează și, pe de o parte, ce le spune el? Omul învățat de Iisus primește o interpretare biblică asupra morții, vieții, morții și învierii lui Iisus. Omul învățat de Iisus primește o interpretare biblică asupra vieții, morții și învierii lui Iisus Hristos. Cuvântul divin al Tatălui vorbește acum prin cuvântul scris. Și asta e important pentru noi să vedem. În versetele 26-27 spune că nu trebuia Hristosul să sufere aceste lucruri și să intre în slava sa și a început de la Moise, la toți prorocii și l-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și vedeți, ucenicii nu-l puteau înțelege și erau orbi, ochii lor erau orbi față de străinul care era lângă el, care era de fapt Iisus Hristos cel înviat. Pentru că ei nu puteau să înțeleagă tot ce se întâmplase acum cu Iisus, pentru că nu înțelegeau Scriptura. Nu filtrau toate evenimentele prin învățătura Scripturii. Și învățătura Scripturii era că Iisus trebuia să sufere înainte de a fi glorificat. Scriptura ne spune că Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, a venit în umilință, a trăit în umilință și a murit în umilință. Și tocmai aceasta era soarta sa, potrivit Scripturilor Sfinte. De fapt, dacă nu era aceasta soarta sa, nu exista iertare de păcate pentru noi. Moartea sa în umilința de plină a crucii este viață veșnică pentru noi. Pentru că moartea sa avem noi iertare de păcate înaintea dreptății implacabile a lui Dumnezeu. Și ucenicii așteptau un Mesia care făcea dreptate, puternic, măreț,
care ne scăpa lumea de nelegiuiți și de opresori, dar nu înțelegeau că Iisus Hristos trebuia să moară înainte ca să facă și aceste lucruri. Mulți astăzi nu pot să creadă în Iisus pentru că văd așa de multă nedreptate pe pământ, parcă nu văd pe Dumnezeu manifestându-se în lumea noastră, îl văd departe, neimplicat, nici măcar când este ulit Dumnezeu nu răspunde, nici măcar când este batjocorit, nici măcar când pământul geme de crime, nedreptăți și inechități. Parcă Dumnezeu nu vrea să răspundă. Cum să existe Dumnezeu, își spun ei. Cum să cred în acest Dumnezeu care nu face nimic? Și de aceea privesc la Iisus și nu văd decât un străin. Privesc la acest Iisus biblic și nu văd decât un străin. Un străin al problemelor lor reale sau ale noastre reale. Un străin de lumea contemporană. O figură stranie undeva a icoanelor, a bisericii. Nici de cum un Hristos relevant pentru noi. Dar, prietene, nu-L poți cunoaște pe Iisus cel adevărat dacă nu pornești de la Scripturi, nu de la aceste probleme ale oamenilor și de la această interpretare naturalistă a istoriei și a situației în care ne aflăm noi. Dacă pornim de la presupozițiile noastre, de la fișa postului pe care noi credem că Iisus ar trebui să o aibă, Iisus va rămâne, a fost și va rămâne un străin pentru fiecare dintre noi. Nerelevant și neimportant. De aceea trebuie să pornim de la Scripturi și ce face Domnul Iisus este că îi ia pe acești ucenici și de la Moise și de la toți profeții, prorocii și îi conduce pe acești ucenici să vadă cât de greșiți erau ei în interpretarea aceasta naturalistă a lor. Cine este Iisus? Este înțeles cel mai bine și cel mai corect atunci când începem de la Scripturi. Iisus este sămânța femeii care distruge capul șarpelui. Este sămânța lui Avram care primește moștenirea țării. Este fiul lui David care va domni pe tronul său pentru totdeauna. Este piatra din capul unghiului pe care zidarii au lăpădat-o. Este profetul asemenea lui Moise despre care ni se spune să ascultăm Deuteronom 18. Este Fiul lui Dumnezeu care primește neamurile drept moștenire și care le zdrobește cu un toiac de fier, Psalmul 2. Este vlăstarul Domnului, singurului glorios și măreț. Este Isaia 4:2, este Fiul care care i s-a născut și care are autoritatea pe umerii lui. Este sfetnicul minunat, Dumnezeul tare, Părintele veșnicilor, Prințul păcii. Isaia 9:6. Este mlădița din trunchiul lui Isai, peste care se va odihni Duhul Domnului. Isaia 11. Este robul Domnului, alesul Domnului, în care sufletul Domnului își găsește plăcerea. Isaia 42:1. El este cel care va ridica semințiile lui Iacov, cel care va fi o lumină pentru neamuri, care va fi mântuirea lui Dumnezeu până la marginile pământului. Isaia 49:6. El este robul lui Dumnezeu care va propăși, care va fi măreț, înălțat și va ajunge foarte sus. Isaia 52:13. Până aici cred că ucenicii erau total de acord. Da, 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 asta este Mesia. Ăsta este, care va domni, care va fi drăgele acela măreț. Dar aici nu pricepeau ei, că Scriptura mai are și alte pasaje prin care... Și vedeți, intuiția noastră a oamenilor, că oamenii când se apropie de Iisus și când descriu ei fișa apostolului lui Dumnezeu, lui Hristos, există o intuiție bună a oamenilor, intuiție pe care am văzut-o, se regăsește în toate aceste pasaje. Acest Iisus va fi glorios, măreț, va face dreptate, va fi domn, va fi stăpân, va fi... a stârpi răul pe pământ și așa mai departe. Dar nu văd și partea cealaltă a Scripturii. Pentru că Iisus nu este doar acesta. Iisus este cel
care pentru mulți a fost o pricină de groază, așa de stuțită era fața Isaia 52 cu 14. El este brațul lui Dumnezeu necunoscut de oameni, Isaia 53 cu 1. El care a crescut înaintea lui ca un lăstar, ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat, Isaia 53 cu 2. El care nu avea nicio frumusețe, nici măreție la care să ne uităm. El disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, Isaia 53 cu 3. El era cel străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiurile noastre. El este acela chinuit și asuprit, mielul dus la măcelărie, Isaia 53 cu 7. El este cel zdrobit de Dumnezeu prin suferință. El este unsul Domnului, Mesia Hristos. Și să știți, această latură a lui Hristos, această latură suferindă, dacă vreți, a lui Hristos, încă este și astăzi una dintre manifestările lui Dumnezeu în lumea noastră, să știți. Această umilință a lui Dumnezeu de a nu manifesta acum judecata, de a nu zdrobi pe păcătoși acum, de a fi îndelung răbdător și de a chema încă și acum pe oameni la pocăință. Asta este manifestarea pe care lumea nu înțelege astăzi. De ce acel Dumnezeu nu se manifestă acum? De ce nu vine acum? De ce nu se arată acum? De ce nu face dreptate acum? De ce este atât de tăcut când vine vorba de nedreptățile și de urăciunile și de spurcăciunile acestei lumi? Și de nedreptățile acestei lumi? De ce? Pentru că El este încă îndelung răbdător și astăzi. Și El este... Întinde mâna sa plină de îndurare către lumea aceasta și așteaptă. Și Apostolul Petru ne spune de ce întârzie venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El este îndelung răbdător și așteaptă lumea să vină încă la pocăință, încă mai așteaptă și ca oamenii să se întoarcă și să se pocăiască. Și până nu va veni acel număr de plin al celor aleși, nu Hristos nu va reveni. Haideți să pricepem că nu putem să-L interpretăm pe Iisus în funcție de circumstanțele prezente. Cel puțin nu pornind de la aceste circumstanțe prezente, ci în funcție de ceea ce spun Scripturile. Și apoi, după ce înțelegem ceea ce spun Scripturile, apoi ne putem întoarce la circumstanțele prezente. Și toate circumstanțele astea au un răspuns coerent și au sens atunci când noi am înțeles deja cine este acest Iisus în lumina Scripturilor. Și înțelegem că El a trebuit să vină să moară pentru păcatele noastre, înainte de a face judecata. Și această etapă a istoriei mântuirii în care trăim noi este o etapă rânduită de Dumnezeu special pentru ca oamenii să se întoarcă și să vină cât mai mulți la pocăință. Și da, El va veni, în curând va veni și nu va zăbovi. Dar până atunci să rămânem lângă Scripturi. Omul învățat de Iisus, pe de altă parte, îl primește pe Iisus ca pe un apropiat. Când ucenicii prima dată, nu, textul ăsta funcționează așa ca în oglindă, s-au întâlnit cu Iisus, Iisus era un străin pentru ei. Nu? Dintr-o dată, înțelegând Scripturile, acel Iisus nerelevat, acea figură străină care era lângă ei și mergea lângă ei, nu mai era un străin, ci l-au invitat în casa lor. Hai, vino cu noi. Hai că e spre seară. De ce să mergi? Vino. Dintr-o dată îl primesc ca pe o persoană așa de apropiată de ei. Și așa se întâmplă, frații mei. Dacă noi începem să ne supunem mintea și inima Scripturilor și a portretului biblic al lui Iisus, dintr-o dată acel Iisus, atât de nerelevant pentru noi odinioară, devine așa de apropiat de noi, încât mai apropiat chiar decât ai noștri, decât cei dragi ai noștri, unii dintre ei. Nu spune psalmistul. Mama și tata mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Dar pe de altă parte, omului învățat de Iisus, îi sunt deschiși ochii ca să-L recunoască drept cine este El cu adevărat. Pe când ședea la masă cu ei, spune versetul 30 și 31, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut.
Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Unde s-a făcut? S-a făcut cunoscut după ce acești oameni, sigur, au înțeles scripturile, așa. Dar mai mult decât atât s-a făcut cunoscut la cină. Și cina, ce este cina, frații mei, când el rupe pâinea și așa mai departe? Cina este simbolul morții lui Hristos pe cruce. Este simbolul morții lui Hristos pe cruce, dar nu doar o moarte așa văzută, o obiectiv așa neimplicat. Nu, este simbolul relației noastre cu acest Hristos cel răstignit, dacă vreți. Cum ne raportăm noi la acest Iisus cel răstignit pe cruce? Este relația noastră cu Hristosul care stă pe cruce răstignit. Pentru că Luca, spre deosebire de ceilalți evangheliști, vorbește despre cina Domnului în capitolul 22 ca un soi de dare a lui Iisus pentru noi. Iisus se dă ca o hrană pentru noi. Este ceva intim, nu? Când mănânci hrana aceea, nu? Ea, ai o relație, dacă vrei, personală cu ea. Ea pătrunde în tine. Și la fel este și aici. Iisus s-a făcut cunoscut acestor ucenici în această comuniune intimă de la cina Domnului care făcea apel la Iisus cel crucificat. Iisus ni se descoperă atunci când în fața crucii recunoaștem cine suntem noi, că suntem niște păcătoși nenorociți. Și mai mult, când Iisus cel răstignit devine pentru noi, sau devine, dacă vreți, hrana noastră pentru noi. Înțelegem că El s-a dat pentru noi. Că El ne-a iubit pe noi. Și că moartea Lui este pentru noi. Atunci, ochii noștri deja văd. Dar Iisus este invizibil atunci când noi impunem propria noastră agendă cu privire la cine este Iisus. Iisus este invizibil. Dar se descoperă atunci când ne predăm identității biblice a lui Iisus și când îmbrățișăm acest Iisus răstignit pentru noi, pentru păcatele noastre și îmbrățișăm și zicem, Doamne, ai făcut-o pentru mine. Și este pâinea cu care vreau să mă hrănesc, pentru că ai făcut-o pentru mine și te-ai dat pentru mine. Cu adevărat, Iisus a fost umilit pe crucea aceea, dar a fost umilit pentru noi. Și când înțelegem că a fost pentru noi, atunci inima noastră se deschide. Și ochii noștri sunt deschiși față de cine este El și înțelegem cu adevărat. Mai mult decât atât, omul învățat de Iisus vorbește și el despre Iisus. La fel cum vorbeau și ucenicii înainte. Nu? Vorbeau despre Iisus. Dar vorbeau în termen natural. Dar omul care este învățat de Iisus vorbește și el despre Iisus, dar nu în termen natural, ci în termen unei inimi flăcărate de Iisus. Și spune aici versetul 20, versetul 32. Și au zis unul către altul, din nou vorbea unul cu altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. O altă vorbire despre Iisus caracterizează viețile celor ce l-au cunoscut cu adevărat pe Iisus. Modul în care ei vorbesc despre Iisus nu mai este modul acela natural, uman, de aici, de jos, în termenii aceștia pur material, să spunem. Nu, ei vorbesc dintr-o inimă arzândă. Nu ne ardea inima noi. Păi simțeam ceva, mă, când ne-a vorbit. Când ne deschidea Scripturile. Și vorbesc despre experiențele lor cu Iisus. Vorbesc despre faptul că acest Iisus este real și este viu și că le-a atins inimile. Și mă tem că această conversație despre Iisus lipsește de multe ori din mijlocul nostru. Cum se termină închinarea publică, nu începem să vorbim despre orice altceva, dar nu despre Iisus. Și eu o spun și despre mine, din nefericire. Ne lipsește această inimă arsă și această conversație arsă de dor după Iisus. Această conversație despre puterea lui Iisus, că și ei vorbeau, cum ne-am flăcărat inimile. Și
Mă tem că lipsește această conversație pentru că lipsesc și ceilalți pași despre care am vorbit. Și acea inimă îmbălsămată, dacă vreți, în Scripturii. Acea inimă în care este plină de Scripturi și de Cuvântul lui Hristos. Cum să vorbim despre Hristos și să ne înflăcărăm unii pe alții dacă noi nu avem Scripturile la inima și la temelia vieții noastre. Pe lângă toate acestea, nu în ultimul rând, aceea învățați de Iisus prin Scripturi, duc vestea lui Iisus cel înviat. Versetul 33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Nu mai pot de dor, nu mai pot, vor să împărtășească și altora. Și când Iisus îi se descoperă, frații mei, în mod natural îl vestim pe Hristos și ne punem întrebări, dar ce ar trebui să facem ca oamenii să audă Evanghelia și să fie convertiți? Uite, asta ar trebui să facem, frații mei, asta. Deci, haideți să ne întoarcem la aceste adevăruri simple. Nu teorii majore, nu trebuie să reinventăm noi roata. În istoria bisericii, nu inventarea roții a avut impact, ci întoarcerea la acele adevăruri simple și clare ale Scripturii. Acele adevăruri au făcut pe oameni să fie atât de înflăcărați și atât de plini de Hristos încât l-au vestit și au avut impact în lumea lor de atunci. Și trezire spirituale au luat loc și oameni s-au întors la Domnul. Nu pentru că au fost foarte ingenioși ei, nu erau, dar pentru că l-au experimentat din nou proaspăt pe acest Iisus cel înviat. Și nu puteau tace. Și dacă viața noastră este departe de exemplul acestor oameni, și mă tem că este în viața multora dintre noi, să nu ne mulțumim cum suntem. E foarte important lucru, să nu ne mulțumim cum suntem. Să rugăm pe Iisus să ne întâlnească chiar acum într-un mod proaspăt. Să ne mustre, să ne dojenească, să ne confrunte în pietrirea, dar să nu ne lase așa. Și să ne întoarcă la acea flacără din tâi. Și să ne facă martori viei săi. Să ne facă să trăim cu adevărat din nou spiritual. Cine este cu adevărat Iisus este acel Iisus al așteptărilor omului natural și care produce doar întristare, doar lehamite, doar povară, doar o stare din asta de agale pe cale. Un astfel de Iisus al omului natural asta îl produce. Dar Iisusul cel înviat, cu adevărat. Acel Iisus definit de Iisus pe baza Scripturilor și Hristos vorbește acum prin Scripturi. Acel Iisus schimbă viața noastră. Ne schimbă agenda noastră, ne schimbă modul de interpretare a vieții, a lumii, a Lui și ne face să cadă solzii aceia de pe ochii noștri. Ne dă la o parte tristețea, povara și ne umple inima de foc și de pasiune pentru El. Și ne face să-L ducem pe Iisus altora cu pasiune și cu dor. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim astfel de oameni și să-L iubim pe El și să-L prețuim pe El. Domnul să ne dea har.